un hai ca ne-a drumul și la live. Vii la un joc atunci tu? Sau? Mă auzi? Da, da, aici pe una. Zic că vii la un joc? Da, da, da. Da, bine, bine. Ok, așa, am pornit toate. Bun. Băi, nu știu dacă mă aud pe live, dar presupun că mă aud. Trebuie să dau un pic muzica, totuși, mai încet. Perfect. Match history maintenance. Ok, Gentrix, dăm numele tău de joc. Ăsta e Live You Low? Da, da. Ok, te aud destul de ciudat, robotizat, nu știu. O fi ceva, dar nu știu ce. Probabil de la mine, am reacționat. Nu știu, e foarte ciudat cum se aude, dar în fine. Ok. Hai să merg și o lane-urile. Astăzi am zis că mergem pe mid sau jungle. Băi, ce-mi place melodia asta de la League of Legends, cea de la True Damage. Serios, o dat-o bine. Da, e ok. Deci chiar o nimerit-o chiar foarte bine, adică nu știu pe cine o pus-o cânte sau ăsta, dar e chiar foarte, foarte ok, părerea mea. Sună chiar bine. Da, ăștia de la LoL și de la World of Warcraft chiar aveau melodii faine. Bine, acum cu... Cu ăștia de la Blizzard cam greu să te pui, cu totul că League of Legends a luat-o din spate destul de bine. Și ei. Da, o luat. Se descurcă bine. Poți să zici că unele prezentări sunt mult, mult mai bune decât cele de la WoW. Pe partea asta de grafic stau foarte, foarte bine, băieții. Da, da, stau foarte bine. Nu, mine totuși rămân fanul World of Warcraft, că n-am jucat de la început până aproape de sfârșit. Da, LoL e ok să-ți faci, numai că joci în team-uri, mult mai mult ca la World. Bine, World of Warcraft nu e o comunitate așa toxică decât e League of Legends. Da, nu se pune problema, adică am și fost game asta, că din asta de 3.5 aveam undeva la 200 de player pe de mânici, rapoartele sau chestii de genul, rare aveam și așa ceva. Da, acum depinde. Nu cred. Hai, dă-mă serios, îi pune la favor.
Abă, vreau mid, fuck off. Și eu, nu, aia vreau tot. Na, am scris GIP în loc de GIF, e ok. Ah, plus 1, engleză. Da, plus minus 1. 1-0 pentru ea. Depinde, acum vedem... Merge modul ăla, jucăm, jucăm Mastery Jungle. Mă auzi bine acum un pic? Da, acum te aud foarte bine. Da, ți-am zis, n-am mai bine de tot, nu am apucat să fac setele de Discord, n-am. Acum, mă duc la un clip pe ele. Se aude oricum mult mai bine. Ah, nu, o să? Chiar o să mă duc master. Why not? Project or Eternal Sword? I don't know. Project parcă arată destul de... mai bine parcă. Da. Hai că mergem cu Eternal. Așa, sper să duc destul de bine cu FPS-ul. Ieri era, să zicem, ok, să spunem ok. You don't choose top? I see you already carry. Și pe partea asta cu Thanatos, ai comunitate sau simplu strict de ce e legat? Adică? Stai un pic, nu te-am mă refer. Dacă ai și o comunitate, mă refer. Sau doar serverul ăsta? Doar serverul. Hai să vedem ce o să iasă din match. Au destul de mult CC. Bine, nu că noi n-am avea. Unul singur. Bine, doi dacă îl pui și pe Yorick, dar
E, nu știu ce CC, chestia aia de la Yorick. E ok, am 5, 6, 60 de FPS-uri, hai să zicem că mergem. Să zicem că e ok. Să putea și mai bine de atâta, dar... A, și știu din ce cauză am doar atâta. Stai așa un pic. Da. Eram pe very high, pe grafică. Nu, pe low. Pe very high am 55. No, foarte bine că face blue, că pot să iau și o red-ul liniștit. Nu te aud, boss, deja vă vorbește. Hă? Nu te aud. Cum, băiat? Ok. Merită să mări să iau raid-ul sau... să continui jungla normal, ce zici? Mă aud, Luciane? Luciane? Cred că nu mai mă aud de... A, de carry-ul care-i cu mine, da? E bine și așa. XP camp first time. Talon se pare că are lag, deci o să fie interesting.
Numai nu prea are mana Lucian, nu știu dacă are vreun rost. Da. N-are niciun rost. Ok, el mă aude Discord, doar că nu vorbește cu mine. E ok. De ce s-a întors oare Lucian acolo? Hai să vedem dacă are WZ. Da. Gata, nu te-am înțeles că vii. Opa. Eu nu mai am smite-ul și cred că băieții s-au cam apucat de Drake-ul ăla. Ia să vedem dacă chiar încearcă Drake. Da, au încercat, dar au renunțat. E bine. Păi ăsta și-a făcut jungla chiar frumos. Nu mai am unde să mă bag în junglă peste el, că văd că și-o cam dat clean la ea. Ok, mă să iau X pe campul. Era să mor, mă uitam la telefon. Noroc că a strigat John la mine. Ok, hai că am dat X pe campul. Bun, hai să vedem dacă mergem pe attack speed. Mă duc direct cu buții, ca să am și mobilitate. După care o să fac itemul de jungle. Este vreme. Fac nivel 6 ca să pot să încep și eu cu gangurile cât de cât ok. Că văd că băieții cam au nevoie de mine. Mf stă cam bine acolo, hopa. What we have here. Ia hai să mai scadă Drake un picuț, o băieți. Da, renunță să-l mai facă. Vreau să dau dodge la chestia aia, dar... Da. Mai să vedem dacă le red. Bineînțeles că nu. Ok. N-are rost să mă bag cu Q-ul pe el care clona. Ok, perfect. Mă auzi acum? Da, te aud acum, în sfârșit. Aici.
aveam, eram pe web, nu? Dacă te iei pe web, nu ai pe browser, pe Discord, nu mai merge, nu te intra în această înveștare. Am înțeles. Mi-am dat de seama de ce, nu l-ai putut. Nu te duci nu se pare. Mă nervează pe Tom, nu pot să dau gank că n-am cum. N-are Yorick mana de nimic. Aș putea să încerc mid-ul, da. Vedem ce iese. Oricum brand-ul meu e slab la fake. Atât de... Mercos. Nu știu dacă are, dacă are shadow-urile sau nu. Nu mai contează și dacă are shadow-urile, nu mai are cum să scape. Da, fac, m-a făcut și pe mine, my bad. Păi eu, pe mumu n-aveam cum să-l fac și... O sărit Talon cu el când s-a băgat în ultimat Zed, o sărit Talon cu el pe stăzit, cea mai mare porcărie. Nu mai aveam efectiv cum să dau un ello, fost untargeable direct. Aveți la mine oricum brand-ul ăsta e cam 0 la post, 0 pe tank. Poate mai facem ceva în late game, dar nu știu. A trebuit făcut dragonul ăla, dar... Mi-e cam așa să mă duc solo pe el, plus că Zed-ul are 3-0, nu-mi place des pe el. Hai să nu știu prima dată dacă este la ultima dată, și că este prima dată, da. Hai, 3-0, Zed, 3-0, 3-0. Trebuie să-mi pic cam rău, știu, da. L-au făcut, da. Deja nu mai avut nimeni ward. Adică gen, suportul tău a pus mai puține ward-uri decât mine. Are un ward pus suportul tău. Păi, nu au ward. Cred că îl luai tot, nu trebuia să mă bag, dar... Aaaa, da, am fie ultima, dar nu-i problemă, stai de ce să-i regiști. Nu știu, de când îi... A fost un kill așa de instant. Da, nu știu, eu vreau să stai în mersul din soldată de când pandemia asta, da. Ok, am dat XP. Opa, am Mumu cu Zed în spate, am Mumu și Zed. Hai pe aici. N-am cum să te ajut, boss. Du-te. Da, murim amândoi. Dacă stăteam, muream amândoi. Două ultimate, cum vrei. Da. N-avea niciun sens să stau și eu. Nu, chiar nu. Mi-a plăcut de Yorick până acum că a jucat destul de defensiv și a văzut de treaba lui. Mi-au puțin damage pentru că am attack speed, dar nu prea am damage pe hit, așa că...
După aia îmi finalizez itemul de jungle complex și cred că mă duc pe Ginso. Rămâne de văzut. GG. O, so, a fost greedy Z, s-a băgat în tower. Momo de acolo de pe Yorick. Dar nu trebuia să vină și Talon, că ne desurcăm și fără el. Să ne băgăm. Să pune și voi un war la Drake ăla. Așa. Deci nu cred că au scăpat... I'm dead. Au scăpat Zed să-mi bat picioarele cu... cu 10 HP? Ok, o să-mi fac Infinity mai repede decât mă gândeam că... mă duc după pe Ginso. Îmi trebuie critica. Nu știu, ideea e că ai un microfon destul de ciudat și te înțeleg doar parțial din ceea ce vorbești. Da, așa că eu mi-am mutat tele, de n-am mutat și microfon. Așa. Altă viață. Ai mai zis că te aplicați pe desktop, știi, și am uitat să-mi fac și să Stai că vin și eu. Mai pun eu un word la Drake-ul ăsta. Opa, Z pe mine. Haideți, asta fac acum. De engage fără frică. E aici. Hai că aici. E în bush. E în ăsta. Am zis că e bush. Da, păi știam, numai că n-ala de sus. Vine Zed. Coboară Zed acum. Hai aici. E Zed aici în zona asta de Drake. Hai că Yorick se duce cu topul, e ok. Da. Amumu e prin zonă, dar hai să scoate Drake-ul, scoate Drake-ul. Da, ok, vorbim cu Talon care... Las că îl vedem. Nu, mai Talon, mă. E ok, hai că e ok, hai că luăm și trec. Hai că și la miscoate să-și dă urmat acolo. Așa. Hai că e bine. Îl ducem bine. Da, au fost. Ok. Nu ne strica infernalul ăla, chiar primul trick, dar e ok și al doilea. Da. Treacă-mi iargă de la noi.
Oricum e bine că Yorick s-o... Da, păi Yorick a avut Herald acolo. Da. A fost destul de easy și rapid să dea topul cu el. Plus că băiatul văd că stă și joacă la pan, o juca defensiv la început că n-avea ce să... N-ai ce să faci la Trinda, băi, chiar la început cu Yorick. Asta. Da. Alte 50 fami, ok. Eu nu mi-am lăsat jungla să respire deloc. Eu m-am mai chinuit un pic cu Discord-ul să dau la să nu știu ce, mai dai un creep. Mai pierde creep-ul. Las că e bine. Yorick se descurcă fără mine acolo? Cred că da. Ok. Z. Da. Cred că-ți fac eu o surpriză. Eu îi fac o surpriză. No. L-am văzut. Hai că încerc să vin și eu cu ai încoace. Atragi încoace. Asta vreau să fac, dar nu vin, n-au pus botul. Nu, vă se duc pe top, hai clar că se duc pe top. Păi ar trebui, dar dacă nu-s idioți. Ah, ok, tot s-a dus încolo, tot s-a dus pe și mi-s place. Ah, și Yorick trebuie să întoarcă. Să-mi iau item-e. De fapt o să iau și XP camp-ul că apare acum. După aia. Ai, bă, Talon, bă. Se pare că mid-ul nostru e 1-7. Păi na, mid-ul nostru e mid-ul nostru. Ok, mă duc să-mi iau mai rapid. Nu mai să-mi era frică să nu-l fedeze și pe ăsta-l da. Fede. De Z, că, na, insta-ul ăla. Hai, uite-te că cât mi-a scăzut cu un simplu QQ. Ok. Stai așa că o să-mi fac și eu, o să-mi fac și eu Ginz acum. Ha ha ha, ăla-i, bravo. Mersi, nu mai mă duc după Penta că n-are niciun sens. Nu, ți-am dat acolo și heal și ultimată și tot. Da, păi oricum, știi, mi-e de ajuns că m-am dus prima dată la început direct cu damage-ul ca să pot să... Hai la Baron. Păi, așa, stai. Da, așa că încă n-am iteme de lifesteal, dar suntem mai mult și putem, că tanchează Yorick. Să fie acel număr, știi? Talon și-a dat ultimata pe Baron, what the fuck. Ce intercepti 1-7. Pentru că altfel în viață, dacă o duci pe un adormitor și te împiedici în pantaloni. Epic, monster, aia cheamă smorgul, poate mă ritar. Dai și televizorul ăla mai încet. Totul trebuie să ții clar. Două secunde te așa. Efectiv nu te mai aud pe tine, aud televizorul. Bă, am băgat un quadră de la Like a Boss. A venit.
O luat Drake, asta a fost mai vina mea că nu mă uitam. Nici nu cred că are rost să mai vin, adică cred că încheie băieții singuri fără mine, n-are rost să mai mă duc acolo. Bă, să mă duc să pușez partea de bot. Mai bun, serios, nu încheie? Hai, Yorick. Așa mă gândeam și eu. Și eu sunt aici. And again Quadra. Da, mă, da. Ah, fuck off. Mi-am dat ghostul să mă să-i dau un kill să fac penta, dar s-a terminat meciul. Păcat. Hai, că ai luat două quadre, să ajungi, să se de a, da, păi făceam penta, numai că o terminam minion din meciul. Asta este. Putea să mai aștepte și minionii un pic. Don't worry, be happy. Cum se spune? Ah, mă simt bine, am fost cel mai onorat din echipă, știi, adică gen. Băi, de ce dracu? Uite, uite. Ce greșel fac pe aici. Gata. Let's go next. Da, bun, hai să vedem. Următorul sper să fie mai rapid, cum se zice. Decât asta. Cât a durat meciul ăsta? 25 de minute? Hai să vedem. Nu pot să dezactiva match history-ul. Vedem, poate prin și o meciul ăsta midu. Nu mă supăram. Hai că am primit ce-am vrut. Și eu am primit ce-am vrut.
Păi, cred că din cauza că am avut meciul trecut autofilul ăla, știi? E clar. Să banez Diana că ură să joc contra ei cu Yasuo. Asta ai bine. De counter. Asta în fine, în caz că prind Yasuo, știi. Pentru că posibilitatea în general este să nu prind Yasuo. Rugămintea mi s-a îndeplinit. Why live on bronze game? Because I can. Why not? I can do that, I do that. Hai că începe să-mi placă echipa pentru Yasuo, știi? Good team for Yasuo. Katarina on the mid. Katarina on mid. Ah. Cred că ar trebui să ștepți pe Discord la event. Ce anume? Pe Discord la event. Trebuie să ștești pozările mă gândesc. Yasuo contra Katarina. Merge Yasuo contra Kata, habar n-am. Eh? I don't know. O să zic. Katarina vs Yasuo. Cred că-i fac față, adică n-aș avea de ce. Sigur, tot, oricum n-o să fiu talent de meciul trecut. Știi? Time for SKT to make it to the finals undefeated.
Păi, o să mai pun piesa asta odată, pentru că îmi place piesa asta de la Collide. What the fuck? Shivana, help Warwick. Să-i dai și tu help la Warwick acolo, adică n-am. Cred că are nevoie. What the fuck? Am început cu poțiuni destul de multe, dar nu-i problemă și le consum oricum. Sincer să fiu, mă interesează mai mult minionii decât ea. Nu că n-ar prinde bine un kill și pe Katarina, dar... Băi, nu prea vrea să iasă de acolo din tower. Că la level 6 mă bag dive oricum după aia. Dacă nu se duce back. Bye-bye, Kata. Oh, mastery. Ar putea să mă facă ce-i drept acolo, dar...
Nu e ieșit. Mestru Afeca, cum dracu era Afeca când mai înainte era la mine pe lane? De unde Afeca? Era lângă mine. Bye, Katarina. Nu, nu i-au ieșit socotelile de acasă, se pare. Se pare că a început să se tilteze băieții. Greu pe top? Fuck off. Ha, ăla master kill-ul e bine. Aici a fost un pic greșeala mea. Puteam să nu mai stau acolo, dar... a fost greșeala mea. Whatever. Băi, stau cam prost cu farm-ul, dracu, știe de ce am farm-ul ăsta așa prost? Trebuie să remediez un pic farm-ul. Și bot-ul ar cam trebui să fugă. E bine. Hai, zic că nu faci o double. Așa. Am crezut că face double kill acolo cu ta. Chiar vrei să faceți Draco-ul? Da, l-au făcut. Rău, master, ce faci?
Îmi dai free blow? Hai, Katarina, știu că mă vrei. Fuck you. Static sau... Phantom Dancer. Hmm? De asta mă gândeam pentru shield. Și Vana, te descurci acolo contra set. Nu știu unde e Katarina. No, chiar nu știu. Katarina nu-i prea în zonă. Chiar nu știu unde e să-mi bat picioarele. Sunt curios dacă să vină Master Yad. Agresiv pe mine, dar nu. Katarina e bot. Ce dracu face bot? Și uite, să vedem. Fuck off! Băi, întrebea tornada aia, băga mea și pula în ea. Am jucat cam prost aici, dar în fine. Ar trebui să luăm pe Heraldul ăla pentru că mid oricum cade acum. Hai, că mă duc să-i ajut după aia. Malphite n-are ultă. Acum are ultimul wall fight. Și ai. Cred că o să fie destul de easy win și match-ul ăsta. Mă duc să văd dacă are Red Master. Că nu ar strica un Red. Se pare că l-a făcut. Hai, continuă pe top. Că vin și eu.
E, bun. Hai back. Nu așteptam totul să-mi facă gata un pic de probleme, dar nici o șansă. Tot nu l-am salvat, fuck. Multa, mai bine nu ne băgăm. De acum are Master Blue, Red. Cred că da. Mersi, Malphite. Hai să dăm și topul. My bad. My bad. Mă gândeam că mai aveam un minion acolo, dar... M-am dus să dau window-ul la Iurea. Când trebuie BF-ul. Gata. A făcut Katarina 6 kill-uri. Pe Warwick. Pare că se fidează Katarina. Nu știu dacă ar trebui să fie neapărat o problemă. Posibil. Să fie o problemă.
Ok, Malphite, ești pregătit. Stai că vin acum. Acum, Malphite. Hai să mergem. Gata. Mamă, ce flash o dat. What the fuck? Pentakill. Katarina. Turete date de ei. Zero. Da, de ce faci? A fost faza că am fost tot low HP. Ue pe Kata, what can I say? Nu știu dacă o ajută cu ceva. And shut down. Cam atât cu meciul ăsta. GG. M-am dus eu și am dat shadow la Katarina. Și gata. Iar cam greu cu totul că să fi dat Katarina, cam greu să mai facă ceva având în vedere că nu a avut push la nicio turetă. Chiar nu prea mai avea ce să faci. Hai să-i dăm report la set ăsta că a fost AFK. Okay, all good. Hi, bro, I'm Kata from last match. Hi, Marius. Yeah, I like your penta, but you can't
carry solo your team. Because your team have zero push. And you have set FK. A little bit impossible. But GG. Nice meta, what can I say? Hey, wrong win. Ah, băi, ce să spun? Bă, mi-a plăcut penta. Nu prea, la început oricum nu prea aveai ce să faci contra mine la început de match, dar na, după aia îmi făceam un pic de griji. Dacă te uiți la începutul live-ului, îmi făceam un pic de griji că o să cam iau bătaie în late game un pic pe mid, dar se pare că nu a fost așa. Ce că sunt serii. Ok, I need win one game. Și eu i-am dat raport. Și eu i-am dat la fel tot, și eu i-am dat report. Adică, na, chiar merita omul report. Deci cu următorul match. la început ai cam mușcat un pic de la el. Da, era faza că Chivana până n-are E-ul de la ultimată ca lumea cu pic de AP, e cam zero damage. Da, știu. Hai să luăm iasul din nou. Își merita oricum report pentru AFK. Da. Report ăsta, scuze, prezentat pe YouTube n-ai făcut. Am văzut Ba da. Sunt și o să mai apară mâine câteva. Ok, Marius. Deși tu, dacă tot te uiți, atunci dă-l și mai departe, știi? Adică e al doilea live pe care îl fac. Aseară am mai făcut unul și ăsta ar fi al doilea, deci... Dacă nu mă prea pricep la live-uri, I'm so sorry. Poți să-l dai și mai departe, știi? Thank you, Tano. Atanatos? Atanatos, ok. He trusts on me, but I'm bad player. Iar e Yasuo. Tot Yasuo. Bă, încă îmi place Yasuo. Nu pot să zic că nu-mi place, doar că nu sunt un jucător bun de Yasuo. M-am plictisit și de el, adică nu, era fain la început. Mi-am luat 4 skill pe el, totul nu știu că Yasuo, aia. Parcă devine așa bored. Superhero... Bă, ăsta nu e Malphite de match-ul trecut. Nu știu că nu poți să mai nici pe match history. Da, nu-ți dă voie. E blocat de la match history-ul. Ce? Ok. Yeah, I think it's Malphite from last game. I don't know. It's possible. But we'll see. Darius versus Volibear.
have looks meat. Okay. Good. Noi avem o echipă destul de, de frumușică. Și nu, se pare că nu e Malphite de meciul trecut. Pentru că ăla de meciul trecut n-avea skin. Și nu cred că și-o cumpăra skin între timp. Am avut un Malphite destul de bun meciul trecut. Adică bă, își ținea ultimata pentru... Da, știu, da, da. Ideea e să câștigăm, să pot să... pot să-mi câștig promo. Hei, Dominic! Yes, I know, I have good combo with, with Malphite last game because... my Malphite know to keep ultimate for combo with me. That, that was all. And all the time I focus you with Malphiting combo. And a little bit easy for us. I don't see for many time Corki ADC. Yeah, you are a little bit unlucky with that team. Yes, possible. It's very OP, but I don't see for many time. Malphite have ping. Ah. No. No. Stingel. Little bit poke.
Hai că m-o prins și eu. Numai că i-am făcut eu mai mare damage decât mi-o făcut mie. Fuck. Ce mă enervează la Lux e doar că ultimata trece prin ultimata trece prin wall-ul meu și e enervantă treaba asta. Ah. A fost predicted cam prost. Ce nenorocire, am pus wall-ul ăla. Nu prea are rost să vină Kane, nu mă ajută cu nimic. Aici ați mor și eu, că nu mai am ce să fac. Măcar am scos un kill decât să... să nu fac nimic. Poți să zici că e worth, dar totuși nu l-aș cam fida pe master. Băi, nu prea e stilul meu să joc foarte safe, dar vedem în funcție de cum o să meargă match-ul. Dacă o să mă oblige match-ul să joc safe, da. Wow, wow, wow. Vreau să mă bag în tower. Dar încă nivel 6, dar s-ar putea să fac acum și la level 6 și... Așa că am trebuit să am un pic grijă. Plus că are HP mai mult ca mine. Nu știu ce să zic. Poate ar trebui să mă dau back. Am 30 de secunde până la ultimata, destul de mult. Da, cred că ar fi cazul să mă duc back. Tu ce divizie ești acum pe Catarina, că n-am observat? Pe Catarina, în fine, pe cont, mă ales. Nu m-am uitat. Mamă, cum am jucat-o pe asta de urât.
un job Kane. Cesar 4. Mi-a cascat și pomofă. Da, mai știu că se întâmplă chestia asta, că și jumea și pierzi mai multe, dar na, depinde. Ce ai zis, Darius, cu S4? Sezonul 4 sau ceva de genul? Silver 4, da, divizia. Silver 4 avea divizia, Catarina? Hai, mă. Așa. Mea și picioarele. Pike. Ok, ușor ratat. Lux ultimata. Și stun-ul. Ia las că am prins ultimata. Ok. Nască. O fost bun gang-ul, să-i zicem. Acum depinde, da, e drept, depinde foarte mult, depinde foarte mult și echipa, na. Da. Aici știi cum e cu... E cu plus și minus. De multe ori... Poți să joci bine și tu și echipa și tu o să pierzi, știi? Pentru că de multe ori se întâmplă să nu se concentreze echipa la obiective. Aulea. Băi, joacă mai def un pic cu volul ăla, bătut. Eu vin și eu imediat. Hai, tot un joc, dar Kane ăla nu vin, tu pe altă vin. Kane, eu nu știu dacă prea dă gang-uri, adică habar n-am, nu l-am prea văzut. A venit o singură dată la mine. Aici la mine a venit odată spăgat în turetă, o va kill-ul și-o murit. Nu știu ce rezolva. Cum văd că e bot, dar nu s-o băgă la gang. Adică te văd. So we've tried to recreate what it might be like for Prince Cassidy, eating his ultimate breakfast with his relatively scarcely down on him. He tucks into some incredible dish, hopes to serve on stage every day. Cum dracu trecut? A trecut, mi-a trecut prin zid... WP Malphite. A trecut eu ei prin zid. Dar, whatever, nu. A venit Malphite. Văd că și Malphite ăsta știe să susține ultimata, să facă combo cu mine. E ok. Termin eu Phantom Dancer. Să-mi pot face Infinity după. Da. Și ăla Drake cu care chiar pinguiam pentru el. Chiar că stă, farmează foarte mult junglă, dar nu prea ajută team-ul la nimic. Sunt
de minutul 12 și nu știu dacă, nu știu dacă are transformarea făcută. Hai că mă duc să-l ajut și eu. Luați, luați acolo Heraldul. Master e, e mid la mine. Ați luat Heraldul? Nu. Fuck off. Mie să nu mă trezesc cu volei aici. Era pe aici, în spate, DNA la da, fel. Am pus ori dacă să sperăm că nu se vede tot. Ce campion ai capat. Ia uite-l, Freemaster și l-am văzut, l-am văzut, m-am retras oricum. N-aveam word la Heraldul ăla și mie că cred că s-ar putea, s-ar putea să apuce de Herald. Da, aia și fac. Face faptul Heraldul. Poți să vii sau? Da, vin, vin, vin. Clar că vin, nu las să facă nimic cu el. M-am grijă mare, că vine și voli și lupți. Hai, mă, să nu întâmplă să-mi surpa. Ar trebui să vină și Kane, dar... Na. Na, e absent pe geantă. E, e Heraldul lor, adică gen, n-am, n-am ce să fac. Da, e, e imposibil, chiar n-aveam ce să fac, frate. Da, am văzut că nici ult Kane ăla e paralizat. E zero. E zero total. Îl bate, îl bate și în tower, efectiv, volley pe Darius acum. Eu mai dat un kill, perfect, okay, bravo. Băi, e minutul 15 și ăla încă n-are transformarea făcută? Ei, degeaba, ți-am zis, nu știu, Angelus și Gank, mă ridic înapoi, dar degeaba, cu obi și mamă. Da, topul e pe... Poate salvez a doua, dar are ping. Ce greșit am ales un Darius, doamnă, trebuie să-i luați. Da, totuși, Malphite, da. Malphite cu ping-ul pe care l-are, joacă ok, știi? Nici n-am ce să le fac, da. Mai poți proteja acolo? Da, încerc, să nu mai ia așa întregi atât. Să nu mai uite la Kane, uite-te, doa, Kane. S-o băgat la bătaie? Hai tu ce crezi? Băi, e prost, mă, adică voli îl bate în turetă. De ce te bate cu voli când avea 7-1 când te bască? A, a, doar deștept și mal că ți-a curat. Bine, bă, că îmi fac să găsi să aveți. Eu și mai deștept ca voi. Ok. Cred că trebuie să mă duc topa. Luați mine de descoperit. Iar omoare Kane. Nu înțeleg ce faci un... Poate dacă reușesc, poate să-l prind pe Voli. Nu. Mi-a luat slow de la el. N-are niciun sens. Da, uite, se duce să bată singur acum cu Voli și o să moară. A, nu, că n-are Voli mana, dar nici el n-are mana. Pune oară dacă tu. Bravo, am spus. Niște gogi. 1000. Ah.
Nu știu, până nu-și face cineva ceva armor paint pentru volley ăla. Chiar nu vă sens să te bați cu el. Da. Mamă, ce dă musul ăsta, ești prost. N-am scos-o pe AMF, dar au mai venit doi băieți. Ok, hai că mi-am făcut Infinity și trag direct spre Mortal Reminder. Cu totul că nu știu cam cum am putea să mai ducem meciul ăsta. Habar, n-avem jungler, n-avem dragon. Au luat și Herald-ul, Malphite are lag. Băi, Malphite cu tot cu lag e ok, știi? Dar da. e mai ok ca și Kane cu tot cu lag. Da. Și Kane, de ce dracu s-a făcut asasin când îi au volley? Și chiar o ar fi dat volley, nu de alta. Aia, eu dat 3 kill-uri să fac, eu dat el volley. Uite-l. Ia, uite. Sănătate. Literal, doamne. Ai grijă la master acolo. Că nu mă fac cu el. Nu, n-are sens, n-are sens. N-are sens. Nicio logică. Intră în tower postă mine, zici că nu-i nimic să mor eu. Zici că-s inexistent, așa mi-a intrat pe mine. Ăla nu și-a făcut griji nici de tower, nici de mine, de mine. Efectiv pușează fără griji pe toate porțile. Da. Și pe Kane nu îl înțeleg deloc. Bă, păcat că n-am totul. Eram un promo. Deci n-am des. Da. Da. Hai mă, dă-le în morții măsii. Du-te în morții mă, de cum dracu mă? Ia mă, să-mi dracu la. Băi, eram la marginea ultimății lui, eram fără griji ceva, de ce după nu o să reușească să mă facă. Și fix de luat. Da. Bă, frate, ok, nu mă ia cultul. Da, e prea overfeed volley-ul ăla. Nu știu, cu Mortal Remember poate o să-i mai dau ceva damage, dar... Ok, o să pot să-l battle shot. Nu mă aștept, băi, faza că ăla corchi trebuie să-i dai protect, uite de la Kane. Și acum o să moară cu Master. Kane ăla-i paletul. Bă, frate, ăla... Colega când a făcut gang-uri, momentan stă doar să se bată, frate, ești nebun. E, știu că și-au venit și pe top. Da, vinea mea, scuză-mă pe mine, cred. Ori de 4 ori contra vol pe top. Hai, tiși. Ia, și pe fără. Bă, acolo am gura voastră. În afară de volley nu fac probleme de niciunul. Hai, poate master un pic, dar nici de master nu prea fac probleme. Măcar am dat două shutdown-uri, mi-au mai făcut gol să pot să fac Portal Remember-ul ăla. Dar nici jungla nu știu pot face ca lumea. Nu dă încă one shot la ciori, știi, bă. Bă, ce mă poate nefac. Stai și voi de pe dau și-o pat acum. Hai, Voli. Mamă, n-am flash, n-am nimic, ești prost. Da, nu mai are sens. Poate dacă aveam flash acolo, s-ar pe volley, îl făceam, da.
De ce să duci Kane again solo versus 3? Mal fight. Dă-le morții, mă zic. Toată lumea se poate solo. Nu știu de ce, dar presimt așa că cu control de acestea. Vine master. Ce să-mi face pinguri Kane ăla, că nu-l înțeleg, uite. Hei, te prost, nu ai cum să mi-ai zic. Clar că mă duc, dacă venea master acolo, mă făcea una cu pământul. Ok, hai că pot să încep să-mi fac termin de Mortal Remainder-ul și să fac live stream. Mai credeți șansele. Momentan, da, de reușesc cumva să car, dar nu știu. Nu mai oare Kane de 3 ori. Oricum nu mai au ăștia gol pe Kane, știi, adică e gen... Ai, fratele meu, uite-l, bă, iară infight. Asta e 24, e 24. Vezi că vin la voi, băieți. Și cam vin grav pe voi, sunteți 4. Aca. Ăla-i, ăla-i, ăla-i. Dar nu mai am găsit. Nu mai știe la cine să mergi la Lux sau la Vol. Păi, pe Lux nu mai aveam cum să o ajung. Da, uite-l pe Kane, valoare, valoare. L-am scos pe mes, ia bă, și-o dat ultimata pe Lux, what the fuck. Dar bine că o luat-o pe Lux. Ce, e varză Kane ăsta, e nebunie, frate, se bate 24 din 24. Da. A, uite-te la... Păi eu singur fi dat din echipa. Uite-te la aia. Nu, ăsta mi-l trebuie în volley. Nu. Pentru că-s pe critică. De asta se cumulează cu critica. Hai, hai, Corki, bravo Corki. Bravo Corki. Yeah, so wait for me, we can win. Are speranțe în tine. Ai grijă. Da, dar mi-am luat stand mare în gură, stand de la Pike. Bun. Dar, uai, ce v-o stins. Uturi, gura m-am venit de ultima dată. Cu vârful, numai vârf mi-a dat. Dă-i mă, moară, moară. Nu l-o moară. Și-o da preșul. Bă, John, îmi dai și mie colo ăla de acolo trebuie. De pe masă. Mersi. Da, au venit. Mr. Tank. Acum ar fi cazul să plece, băieții, că... Ok, pleacă, Corki. Mai de niște puturi. Corki mai poate face ceva, știi, contra volley. Și o să-mi termin, dacă mai apluc bullet tester și să mă fac mai tanky, ar fi perfect. Știi? Da.
Hai că mă duc și eu bot. Hai Malphite, o ultimată bună vreau să văd. Da, el... Ok, da, bă, da, nu, n-am mai avut cum, frate, m-a luat mâfă din spate. Ba, m-a mersi, mersi, Alucarde. Salut, Adi. Oh, pătrunjelul s-a întors. Ce fac, bă, Fifi? Deci, vă face volei acolo pe amune, cred. Hai că de bot mă ocup eu după ce reviu, dar încerca să mă voliți contra volei. Așa. Hai că pă... Du-te în morții mătii de lux. Da. Ia bă, cât damage are MF aia să-mi bag ăla, mi-a prins full ult din cauza lui Lux. Și totuși mă gândeam că apuc să-i dau damage în ea, ești nebun? Dar nu mai apucat nimic. Super, așa bă, Ambrix. Bă, uite, mă chinui să-mi bag pula, mă chinui aici. Să vedem dacă putem câștiga match-ul ăsta, dar cam greu de crezut. Cam greu, că am ales un Frost în lobby. Frozen Mallet, hai să vedem. Îmi iau Frozen Mallet-ul și... Poate, dacă reușesc numai... Băi, cam greu, că-s toți fidați, să-mi bat picioarele, chiar toți. Cam greu totul să mai poți spera că câștigi match-ul ăsta, adică având în vedere că push nimic. Dau ăștia au și dragonii. Au și dragon full. Și imediat o să vedem și baronul. Da, cum ți-am zis, și imediat o să vedem și baronul, uite-l. Ai, dacă prinde pe MF, ai ciodat. Ciodat, ultimată, da cu capul în zid, să-mi bat pula. La propriu și la figurat. Da, chiar dacă ultimată cu capul în zid, mă alfai să-mi bat picioarele. E gata, aici se încheie și meciul. N-ai ce mai mult de atât. GG. De frate, dar nu suntem... Nu suntem decât 5, dacă îl pune pe Corki 2 finanți. Da. Ești tureta, nu-mi atinge pe aici nemul. De ce să-l atingă pe voli? Nu vezi că ne sparge tureta minionul ăla care stă în spate. Asta e, hai! O ultima, ultimată. Ai luat. Ai scos mid-ul. GG, a pierdut cine primul meci. Fost los. Da. Bă, asta este. Am încercat mai mult de atâta, nu s-au putut. Să-i dea cineva pastile de calmare lui Kane. Care avea voie. Dacă se poate. Pastile să-l calmeze cu tot. O să-l calmeze la fight-uri în pana mea, adică... Hai, da, el era 24 din 24. Fight-uri. Era 24 din 24, 24 din 24 un fight-uri, adică gen... Acesta este momentul... Aia e. Respectăm aceleași reguli, urmăm aceleași pasuri, avem același obiectiv. Ținem virusul de parte. Haideți, nu-i așa. Asta este. Când comunicăm contactul cu alte persoane, avem grijă de prietenii de noi,
în practic grijă de noi. Ah, și încă ceva. Mulțumim celor care ne-au ajutat mai departe. Pule pe lumea pe Discord, ești bun. Bravo, boss. N-ai folosit Discord-ul până acum? Ba, pe serverul vostru, mă rog. Oricum, contul ăsta n-am făcut de când eram GM pe World of Warcraft. Am folosit decât de GM. Contul meu, dar nu știu. Da, lucrar de mai iese eune. Dar cât sunt în stat? Am văzut ceva oameni pe aici. Băi, suntem destul de mulțișoare. Calmi, Fifi, tat Fifi vrei să zic, ia auzi la el. Bă, dar zici că dacă zic Fifi e nume de curvă în pula mea. Ești nebun? Ce faci acum? Te prostitezi pe grame de marihuana? De pătrunjel? Ce faci aici? Chiar așa am ajuns? Bă, am uitat să fac de muzică, știi? Adică gen, uite, stăm aici fără muzică. Cam nasol. Andrei Jervan se referă la un tip de înțelepciune pe care dacă încerc eu acum să am peul să-l dezvolt, ne ia foarte mult de vreme. Să mai pun niște muzică. Bă, să fie care tip mă contează și exemplul ăsta ritualul. Îl trebuie un tip. Da mă, sunt bronz. Sunt bronz. O să răspun o clubă care vine să joc chiar și Vana. Bă, n-am mai jucat de foarte mult timp și Vana. Din anii trecuți de când mă știi că jucam și Vana ca nebunul. E clar că ești foarte supărat. Fabio a avut trezavă. De ce? Pentru că e pentru a nu știu câta oară când mă uit în casa sfântă, nu înțeleg un pasat. La care primul la tine spune, pam, pam, pam. Deschid, se uită și nu se pasă acolo. Pă, am așa un chef de el. E foarte simplu, stai să te explic. Gel de-a doilea zice, nu. Jucați cu ce nu, nu înțeleg. Exact așa este în ceea ce privește limba, limbajul, codurile. Da, și cum ziceam, uite-l că nu mai joc. Fiecare parte din sfârșitul de zi. Mă gândesc, mă uit în oglindă. Și mă gândesc, ce să jucăm? Dacă asta este legat de viața mea și nu-mi vreau să mă spăl pe mine, o doamnă de chitară, iar mă spăl pe mine, depinde de cum vreau. Vreau de ceva care poate părea foarte 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 dar mișcarea aceea, așa cum spune și Andrei Sperman, poate să fie încărcată de semnificație, am o preocupare atunci mă gândesc la ceva, învețesc gestul acela cu ceva, sau poate să fie un ritual sacru. Un lucru pe care l-am uite, ce ziceai? Uite, Timo. Uite, Zed. Bine că n-a luat Lucian. Scrie-l dacă poți. Ok. Another game. I hope not a... Voi să sperăm că nu pierdem din nou, cum o vedem.
What the fuck? Cine Dumnezeu e adicherile astea? Chiar la modul serios, cine Dumnezeu e adicherile astea? La astea? Bere pe băieți, revin în 2 minute. M-am gândit că de ce nu. Why not? Dar că să mă bag pe mai multe jocuri pe viitor decât acum. Nu știu, trebuie să găsesc o serie de jocuri pe care să le joc, să le încerc. Ce imagine veche? Ok. Hai să vedem cum o să funcționeze jocul cu căprița asta de Irelia. Trebuie să modific un pic runele pe ea pentru Z. N-am făcut lucrul ăsta, dar oricum e ok că au 4 AP. Aia înseamnă că ne trebuie Spirit Visage obligatoriu. Nu, Liviule. Bă, Liviu. Uh,
Când am făcut două quadra în același match, nu ai fost pe live. Ce să fac, băi, Fifi? Da, n-am fost pe live și depinde acum, nu e chiar obligatoriu, dar da. Bă, nu e chiar obligatoriu, dar Timo, în afară de zi toți sape. Bă, acum e rău un pic, să fac ia Timo. Oricum nu te face Timo puși pe mine, garantez. Cât vrea el de mult. Am parat. Și totuși între ce, cât de mult o gândit e să-și facă Timo ăla Morgana pe carbon. Bă, pe că am văzut că e un combo greu. Morgana Veigar, băi, merge să știi și s-ar putea să fii surprins cât de bine probleme. Merge. Păi da, ca o sisi urele, mamă, ce mi-am luat-o de urât. Mamă, ce urât mi-am luat-o. Bă, nu mor chiar așa de ușor, să știi. Băi, frate, cum o luat la faza asta ăștia. Nu mă așteptam să vină gank chiar așa de rapid. Deci dacă nu mori, îmi bag picioarele în capul tău. Așa. Băi, mă gândeam că mai scapă cu de ignite-ul ăla, că îmi și băgam picioarele. Deci eram așa cât pe moment să dau flash-ul după el, știi? De ce m-am băgat eu pentru viitoare, mă? Și te-ai mușcat-o? Opa, hopa. Ce mi-a făcut via asta? Hai că a venit iar căcata asta de Elise la gang. N-are rost să te cerți cu ea, sincer. Lasă treacă. Faza asta este. Băi, Elise, văd că stă baby mid, ce dracu. Mă iubește chiar așa de mult? Probabil. Da. Ia mai, tot aici e. Come on. Mai dă-te dracu. Uite, așa au primit Timo niște kill-uri. N-a nici problemă. Cât? Două? Hai două, că și-o dat PQ, o dat pin, că se bagă în curate, o dat și flash și-o ratat. Ah. M-am băgat să ajut, ca în curate, știi? Și am zis, hai că poate mai dă ultimul hit. Și până să dea ultimul hit, mi-a dat curate-a mie, stau una. După aia s-a băgat, l-a omorât, dar... Asal. Băi, ar trebui să mă duc și eu back să-mi iau iteme, pentru că ăsta e în avantaj de iteme. Eu n-am deloc. Băi, cred că mai bag Fifi, vreo 3-4 ore mai bag. Tu, bă, Fifi, tu du-te și fă-mi reclamă. Să vină lumea pe live. Ah, și stai să nu uităm ceva. Așa, uite. Hai, scrie acum. Era să uit chestia asta. Care trebuie făcută cu tine. Ia scrie acum un mesaj ceva.
Ok, bă, n-au făcut ăsta level 6, cât am fost back. Cum de? Bă, SS? Nu știu unde e căcatul. A, e aici. S-a făcut căcatul level 6 și-o făcut pe aici. Da, cum așteptam. Hai că merge Z de acolo. Ah, că m-a luat. Put în gură. Și-a făcut double kill acolo. Ai, că dacă e ceva s-au schimbat cu ciuperci. Da, asta e bună treabă. Ai, gata, m-au ciupit, 4 ciuperci am mâncat. Ciuperci de-a dat. N-am baterie la telefon, poate o să-l pun data viitoare. Ce m-a făcut acolo Z, băga mea și pula. Nu-mi prea arde acum cu 2 kill-uri pe el, în plus. Iară vine tâmpita asta la mine, la gang. A, uite-o pe vii, du-te vii de aici, hai să vă. Bă, frate, deja mă disperă asta când vine la gang. Nu mai știe altă linie în afară de mid lane. Uite-o iar aici. Ce să le fac, fratele meu? Uite, cu cât HP ăla, am lăsat pe ăla, dar deșaba. Fuck that babysit. Bă, cred că Silver, n-am prea jucat sezonul trecut Fifi. Deja mă disperă. Elisa e asta doar mid, să-mi bat picioarele. Și vii până acum a fost inexistentă, uite că vine acum la gang. Da. Aia la scopă ineficientă pe top, 2 kill-uri măcar. Eu da și la Z1, da. Nu-mi place ideea asta. Eu mă duc să vizitez un pic botul ăla, că mi-ar trebui niște kill-uri. Ești nebun, ca ce dă Timo. Queen's-o. Încurete, da. Mă bată, ce să-i 6-1? What the fuck? Păi, vii, eu dat 2 kill-uri și le-am ajutat să mori. Au venit până aici, îmi vedeam cu Timo. Da, vii, bravo, mai fidează-l un pic, bravo, vii. Acelea lucruri făcut și pe top 10. Via e dezastru, terori. Mamă, am un ziceam, 10 minute așa.
Da, tu pe asta, vezi. Nu mă duc, frate. Deci am... Ok, vii. Iară moare. Da, îmi ba pula măta tu dacă mai scap de aici. Dar nu mai am mana de nimic. Ia-l ia. Vezi la, la aia. Asta vreau, să o ajut pe proastă, da. E moartă. Ba nu, mă. Bravo, mă. Fii, mă, vieți. Mai bine mergea pe tot. Opa. Dacă e ceva nici n-are pe o mie de tipești. N-are de toate, bă, ăla de-l omorți, mă. Ia, uite-i secundă. Hai, opri. N-ai, n-ai, nu prea ai, frate, ce se face. WP Irelia. Sorry, dude, am murit doar de 3 ori, din care numai de 2 ori contra Z. Eu am murit de 2 ori din cauza lui Irelia. Din cauza lui Vinu, din cauza mea. Nu, nu, fii, ai zis Irelia. Am zis Irelia și am zis după aia vii. Aaa, iară vine tâmpita asta. Bravo, bre. Ce să fac, frate? Nici nu pot să-l mai ating pe ăla. Ok. Și din nou a murit. Na, nu prea am ce, frate. Hai pe Timo. Hai de-l și dracu. Super, super, tati, ia, da, ia toate ciupercile vein. Vezi că poate mai găsești câteva să iei.
Trebuie să-mi iau scannerul pentru ciuperci, ce-mi bag picioarele. Uite. De, s-a mai dat bombo anul. Încă vine în coace. Na. I-am dat-o 1v1. Fineze din spate. Dar prinde care va păzi de ăla. Whatever. Mă duc bot că... O bați în ultă. Putui Z-ul mamii lui, dar ce arte... Da-i. Uai, ce-am ratat ulta! Am văzut. Na. Bă, băi, n-aia joacă. Ce-ai de pană, mă, cum am ratat ultima de-aia. Am avut impresia că se duce în sus. Uite la V. Uite la V. Să mai... E Kane 2, să văd acolo. E ok, frate, să văd ce dracu e Kane. Tivo top cu Herald. Oh, tu l-o să te faci principal. Timo ăla ar trebui să fie scos destul de ușor. Poți să-l tragi la tine? Hai că nu iau nicio ciupercă. Dar n-am cum să-l ajung, frate. Are și boții de fin. Vezi că sunt ciuperci pe aici. Welcome to Hell of Bronze. Z de la ne cam dă delete. Nici nu pot să țin piept cu el.
Uite, băgam i-aș picioarele, au venit și 3. Deci uite cu cât HP au rămas. Dar bineînțeles că trebuie să vină 3 persoane după. Why not? Nu mai am eu primul pericol cu campioni de ăștia. Am ce te fac în metin acum. E pa și vein. Bravo vein. E de acu capul în zid. De unde drag mai plec eu de aici? Timo n-are nicio problemă, să-mi bat picioarele. Ce ți-am zis? Timo n-are niciun stres. Dă-i mânu. Ia-l drag. Totul că nu prea avem cum să câștigăm, dar nu. Ai eu oricum îi dau unul. Vii, morții bătii de vii. Na, o sări cu flash-ul pe mine, fut-ul în gură când se dau stun-ul. Dă-i Z! Da. Când se dau stun-ul, o sări Z cu flash-ul pe mine, fut-ul în gură. Ia-l-ai pe... Ia-l-ai pe vii. Ia-l-ai pe vii. Bă, dacă era bot... Dacă era bot, se ducea mai bine, să-mi bag picioarele. Bă, dă-l morții măsii de Timo. Deci efecte trebuie să dea numai click dreapta, ești prost? Hai numai, dacă pe o comandă, dacă click-ul ești. Da, doesn't matter. Unde frate, că nici nu dai damage din el. Pixul mi-e de oricum. Cam asta a fost. De ce nu-i dat un laser? Hmm? De ce nu-i dat un laser? N-a chemte, frate. Iar, de ce nu se face la Discord? N-ai văzut cum să știu, nu mai pus un bot la server să nu fie în alea. Da, păi oricum cred că, nu știu, mă hotărăsc că s-ar putea să închid Discord-ul de tot. De ce? Nu știu. Nu, nu prea ai relevanța. Băi, că acum nu e vrei, dacă nu... E mai tot să poate decât în forum. O să-și facă și ce, o să ceară să-și facă ce, nu știu. Asta e. Bă, mai facem, poate mai încolo live stream, nu mai am chef în momentul de față. M-am tiltat un pic, am urât. Și dacă e... Băgăm mai încolo un live, nu știu.